Ei, notarul public, practic, care instrumentează respectiva tranzacție, are obligația clară de a vedea dacă toate lucrurile sunt în regulă și trebuie să fie foarte atent la orice detaliu, mai ales pe partea legislativă. Trebuie să vadă foarte clar că toate actele sunt făcute corect, că sunt îndeplinite toate condițiile de validitate a actului juridic, că nu există niciun viciu, că imobilul poate fi transferat dintr-un patrimoniu în altul într-o siguranță deplină.